Dacă permiteți, aș începe cu o glumă. Am făcut destul de multe în viața mea și una din direcțiile în care m-am manifestat a fost sportul. Înțeleg din vot că era gata-gata să alerg singur și să-i spun locul 2. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că decizia de a candida este o decizie pe care am luat-o în urma faptului că am fost convins de două părți, să spunem. Pe de o parte, un grup de inițiativă care, în înțelepciunea lui, m-a făcut să înțeleg că nu e momentul ca niciunul dintre noi să plece și să lase orașul, eu mă refer la oraș acum, în mâinile portocaliilor. Din a doua direcție din care am primit un sprijin poate mai consistent din punct de vedere sufletesc, a fost cel al colegilor de partid, al căror sprijin, sub foarte multe forme, l-am resimțit în perioada, nu numai acestor două luni, de când am trecut la alegeri, ci e vorba de ani în urmă. Stimați colegi, eu sunt unul din cei care am aderat total la ideea acestei schimbări profunde a organizației municipale. Pentru că am plecat de la următorul fapt. Am fi mult mai vinovați dacă, înțelegând ceea ce se întâmplă cu noi, rămânem pasivi, decât dacă încercăm să schimbăm ceva. Depinde doar de noi ca schimbarea aceasta să fie în bine. Și în ciuda faptului că, în general, nu prea fac promisiuni, dumneavoastră pot să vă fac una. Am să încerc, în calitatea pe care mi-ați conferit-o prin încrederea dumneavoastră, să transfer o parte din rigurozitatea meseriei pe care o practic, aceea de profesor de mecanică și de rezistență, către munca de partid. Pentru că dacă nu suntem atenți și riguroși în ceea ce facem, este foarte ușor să ne pierdem direcția. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc o după-amiază pe o credință este aceea că am aprobat și 50 de candidați pentru Consiliul Județean. Ne aducem aminte la început, da? Care trebuie, conform regulamentului, supuși prin vot deschis. S-a făcut o listă, cred că a consultat-o toată lumea, dar dacă n-a consultat-o, o mai citesc o dată. Eparu Ion, Popa Constantin, Bătescu Lean, Dumitru Carmen, Oprea Radu, Rădan Constantin, Stanciu George, Stanciu Ștefan, Avramescu Doru, Bratu Cristina, Chirilă Sorin, Cosma Vlad, Ganea Cristian, Garoseanu Ion, Georgescu Gheorghe, Gheorghe Ioan, Iancovici Alexandru, Ionescu Gabriel, Iordăchescu Ionuț, Lubea Mădălina, Meșca Darius, Mihelescu Bogdan, Mito Augustin, Toader Bogdan, Viter David, Albulescu Mihai, Bănic Alexandru, Beldescu Petre Adrian, Brânzei Radu, Brazu Luminița, Calo Tăiemin, Constantinescu Dumitru, David Cornelu, Frâcă Mihai, Furșină Eugenia, Genescu Nicolina, Ionescu Ana, Iordache Constanța, Maiorescu Monica, Moroianu Adrian, Neaga Gheorghe, Nemeș Constantin, Oancea Florentin, Popescu Ecaterina, Surloagă Ludmila, Stanciu Cătălin, Stroie Ștefan, Șerban Alexandru, Trandafir Costin, Vențea Luminița. Pentru că lista a circulat, o să pun la vot în bloc. Cine pentru? Mulțumesc împotriva, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor, cu aceasta conferința a luat sfârșit. La revedere tuturor!